Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. În această seară, alături de mine este Mircea Anghel, așa cum bine știți, directorul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, regizor și invitatul meu în această seară, Mircea. Bună seara, bine ai venit! Salut, mulțumesc pentru invitație! Eu îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp, știu că e o perioadă extrem de aglomerată, mai avem doar 2 zile până începe BZM Fest, dar nu orice BZM Fest, probabil e cea mai diversificată, extinsă, amplă ediție a BZM-ului. Da, da, începe. Mai pot. Chiar mă gândeam acum că am plecat pe la 4, de la 4:30 de la birou, după ce am fost de dimineață și am stat până lumina în fine. A fost o zi în care am alergat tot timpul și am stat afară și m-am dus acasă, zic, stau puțin că știam că vin la tine și mă gândeam, zic, ce o să vorbim. Și mă gândeam la asta, cum mai pot și cu BZM4 cum e. E o lume de bun gust care începe să se nască. Aseară am plecat la 1 și mă uitam și priveam și mi-am aduceam aminte și am zis, bă, da, în sfârșit pariul e câștigat. De ce? Pentru că avem și foarte, foarte multe abonamente vândute și pentru că deja simt că spiritul ăsta pe care l-am încercat să-l aduc în Buzău de 4 ani, de când domnul primar m-a sunat și m-a chemat aici, văd că prinde viață. Foarte mulți tineri care au vrut să fie voluntarii noștri, foarte mulți spectatori care deja și-au cumpărat abonamente, sunt multe, foarte ce multe abonamente. Ce înseamnă foarte multe abonamente? Înseamnă că în momentul de față avem 1300 de abonamente vândute, care în cifre reale înseamnă 5200 de oameni, pentru că ei se repete și pentru că tu ai acolo în fiecare zi. Ei practic își fac un concediu la BZM. Corect. Și asta e minunat, pentru că asta mi-am dorit. Mi-am dorit ca oamenii să poată să vină în Parcul Marghiloman, să descopere domeniul Vila Albatros, pe care am redenumit-o așa. Lumea știa întreagăt, dar nicăieri nu apărea Vila Albatros. Și am zis că vreau să aduc oamenii în parcul ăla superb, să se bucure de lacul ăla minunat și să trăiască experiența unei povești pe care o vor povesti nepoților. Începem joi, da? În forță cu Irina Rimes. Și chilafonic. Nu începem cu Irina, terminăm ziua de joi cu Irina. Așa, povestește-ne, ce se va întâmpla așa în fiecare zi? Se vor întâmpla multe lucruri. Acum, cea mai mare temere a noastră, vorbeam cu Oana, cu Oana Matache, și cea mai mare frică a noastră acum e căldura. Da. Că suntem distruși cu asta și am tot, de 3 săptămâni, mă tot gândesc ce se întâmplă în cazul în care o să fie foarte, foarte cald. Și am luat deciziile de atunci și am zis, dacă vor fi 39 de grade la umbră, înseamnă că noi trebuie să protejăm cele două zone importante de trafic, pentru că celelalte sunt în interiorul parcului și avem umbră. Adică la copii avem umbră, am încercat să diversificăm copiii, să fie în aer liber, să se bucure în picioare de goale. E un concept senzațional pentru oameni, să ne reîntoarcem noi la noi, noi cu noi, în bine, în adevăr și în frumos. Și vorbeam că ne e frică de căldură și că va trebui să facem ceva. Prietenii noștri de la Ursus ne aduc umbrele și vom umple pajiștea de umbrele, dar noi, bonus, am venit cu niște ventilatoare din acelea profesioniste cu apă. O să fie împărțite în grădina Vilei Albatros, astfel că să mai trebuie să te mai răcorești, să poți să trăiești peste zi. Pentru că orele critice sunt 3-5. După 5, cât de cât începe să fie ok, că am stat toate zilele astea, să văd, să iau pulsul, să iau temperatura. Deja după 7 e minunat. Adică după 7 soarele se duce într-o zonă în care nu mai afectează și apoi după 8:20 deja este absolut răcoros, e bine, e frumos. Temerea este justificată pentru că începeți la ora 15. Joi începem la ora 15, iar vineri, sâmbătă și duminică începem de la 10 dimineață, pentru că avem program de dimineață, atât în Dumbrava Copiilor, de la 10 la 1 și de la 4 la 7, atât același program, doar că cu o oră în plus, cu Barca pe Lac, Tir cu Arcul Tiroliană, pentru ca spre seară, de la 8, să ne concentrăm atenția doar către main stage, către bazar, care va fi deschis până aproape de 10, și la Foișor, care o să înceapă de la 3:30, depinde și cum e cu soarele, cu căldura, și se va termina la 7, când vom deschide main stage-ul. Vreau să vorbim așa pentru cei care și-au cumpărat bilete, abonamente, și pentru cei care încă sunt indeciși, să vorbim despre toate cele 8 zone de festival, că înțeleg că sunt 8 zone de festival, și despre atracțiile pentru copii, dar și despre cele pentru adulți și, evident, despre concerte. Vreau să ne spui așa în fiecare zi care va fi programul. Păi, în primul și în primul rând, Magda, noi trebuie să privim acest festival ca un festival cultural, educațional, artistic.
și o să le definez pe fiecare în parte. Cultural, pentru că în bazar, una dintre zone, am încercat să aducem cât mai mulți artizani, câți am găsit, de prin toate locurile din țara asta. Am făcut un call, am anunțat, s-au înscris oamenii public, i-am găsit și meșteri olari și oameni care lucrează cu aramă. Totodată am făcut un mix și am adus și pictori și oameni care fac pielărie, portofele de tutun, portofele normale, dar și oameni care vând, spre exemplu, haine vintage. E acum această modă în București, printre hipsteri, da? De ce să nu recunoaștem, că ni dorim și alături de noi, fără doar și poate, care cumpără aceste branduri de acum 20 de ani, sunt încă în vigoare, niște haine foarte faine și niște vânzători foarte mișto la nivel de București, pe care am reușit să-i atragem un festival. Asta e una dintre zone. Apoi dacă ne mutăm pe Alea cu Delicii și Caprici, avem 28 de vendori care ar trebui să ne surprindă fiecare plăcut cu produsele și preparatele lor. Avem burgeri, avem calamari, avem pizza, avem înghețată, avem gelato, avem de toate. Sangria, avem limonadă, avem tot felul de nebunii. După care, de la ora 3-3 și jumătate, să-și mute atenția către scena din Foișor, care arată superb, chiar arată superb. E, arată cum doream să arate și nu știam cum o să arate, pentru că întotdeauna te întrebi artistic atunci când construiești ceva, cum vin elementele tehnice. Cum încadrezi tu elementele tehnice? Avem și un ecran foarte mare la scena de la Foișor pentru cei care poate nu vor să stea în Buzela de la main stage și vor să stea pe pajiște și să privească și să audă de la main stage. Da? Și mă uitam și scena e o bijuterie. Da? Avem și zona, scena de la Foișor, cu pajiștea de la Foișor, stăm pe iarbă, bucurându-ne de iarba aia care a fost uscată până acum 2 săptămâni și distrusă și pe care am îngrijit-o și pe care o să o îngrijim de acum încolo. E terminat și sistemul de aspersoare. A fost o colaborare minunată cu primăria, că am făcut niște lucruri senzaționale și a fost tare BZM-ul ăsta. După care putem să ne ducem în grădina de sport, acolo putem să jucăm volei, putem să jucăm tenis de masă, avem aparate de fitness, avem spikeball, avem techball, mai avem o grămadă de sporturi dintre astea pe care trebuia să mi le prezinte astăzi Sami, toate nebuniile astea pe care le-am cerut, pe care le-am văzut și care sunt tot felul de inovații și de sporturi care vin acum de afară și ne inundă și sunt tot felul de oameni care le-au preluat și au mici afaceri prin țară, prin București și se duc la tot felul de evenimente și am luat și noi un festival pentru că mi se pare tare să diversificăm. Noi încercăm să fim contra, da? Cumva un punct în care 4 zile, atât, din 365, 4 zile ne bucurăm de adevăr, de bine, de frumos, de oameni care vin, care se simt bine împreună, care petrec bine împreună și care au înțeles că era nevoie în Buzău de un eveniment premium la care să particip cu bilet și să ai această responsabilitate. Revenind de la grădina de sport, putem să mergem la Dumbrava Copiilor. Acolo avem tot felul de gonflabile, jocul piraților, corabia piraților, spectacol de magie, face painting, tot felul de activități sportive, un fel de exatlon. Eu închid ochii că le-am pe toate de-aia. Da. Eu mintru în meserie, așa îmi fac eu meseria. Și exatlon pentru copii, tir cu arcul pentru copii, în fiecare zi de la 10 la 1 și de la 4 la 7. Foarte divers, extrem de divers, o Dumbrava, efectiv Dumbrava chiar minunată, Dumbrava, da? Dumbrava minunată, știm pe Rizuca, ne aducem aminte de copilărie, eu de acolo m-am inspirat. Și vreau să fac această Dumbrava copiilor, în care părinții se poate să fie relaxați, că uite, copiii noștri se pot dezvolta așa, iar noi seara, după amiaza, ne putem bucura de un prânz fain. Putem să ne plimbăm cu barca pe lac dacă vrem. Copiii vor fi supravegheați, nu? Copiii vor fi supravegheați și evident minorii sub 14 ani au accesul gratuit dacă sunt însoțiți de cineva care să aibă grijă de ei. Nu putem să ne asumăm răspunderea, mai ales că parcul este mare, suprafața festivalului este uriașă, sunt o grămadă de elemente care pun cumva, implică dacă nu ești adult responsabil. Da? Să te dai cu barca, noi suntem pregătiți, avem salvamar, avem veste, avem toate echipamentele necesare pentru că lucrăm cu niște profesioniști, dar în același timp nu putem să riscăm să vină un copil de 10 ani nesupravegheat de niciun părinte să nu știm nimic. Și atunci e un regulament care e public și pe site și peste tot și da, revenind să închei, să nu mă mai lungesc, da. Bun, zona de barca va fi nu în Dumbrava Copiilor. Lângă Dumbrava Copiilor trecem, uite că ai pus aici ce frumoasă e, n-are fidelitate, a fost în loc să ne cereți. Trecem podul și acolo unde e pontonul acum, la s-a vopsit, s-a făcut
superb, curățat lacul, s-a, e foarte frumos. Chiar zilele trecute bănuiesc, mă, adică da, da, da. Toate și pregătirile dăm, sunt... dăm cu tot ce înseamnă soluție împotriva țânțarilor. Am încercat să mă gândesc la toate, toate, toate elementele, cum vor fi coșurile de gunoi, cum să avem grijă să protejăm parcul, în primul și în primul rând, să avem grijă să iubim parcul. Da, și de acolo oamenii se încarcă, se plimbă pe lac, totul specializat cu profesioniști în domeniu, nu îi lăsăm pe ei de capul lor să ne mai trezim cu alte nebunii. Tot așa peste lac Tiroliana și tot în zona respectivă o să fie tir cu arcul. Tare! Clar! Tare. Multe premiere pentru Buzău și pentru Parcul Marghiloman. Și pentru România. Nu există niciun festival din țară, cu toată dragostea, că am nebunit cu baloanele, e adevărat și așa. Da. Să vorbim. Vreau să vorbim și de artiști internaționali pe care îi spuneam cu glorie acum câteva luni. De ce nu s-a mai întâmplat să fie artiștii pe care îi anunțam? Da. Dar suntem singurul festival care, pe bune, plimbăm oamenii cu barca și suntem singurul. Și suntem siguri că avem diversitatea asta într-o unitate de stil artistic. Adică nu venim cu branduri. Am încercat să rămânem un pic, pentru că brandurile vor doar să câștige. Și atunci am încercat să luăm brandurile de care avem nevoie și care sunt și fix pe stilul nostru, ca să ne poată ajuta. Dar brandurile vin și tu spui o poveste. Eu vreau ca povestea asta să fie din adevăr, din bine și din frumos. E toată ideea ta, nu? Acest conceptul festival, artistic, da, 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 fiecare zonă, fiecare facilitate, da, fiecare bucurie tot conceptul pe care artistic nu poate fi dus la capăt dacă nu ai o Alexandra care... Nu, dar ideile sunt ale tale. E clar că ai nevoie de o echipă pentru a le pune în practică. Da, și o să vreau să vorbesc și despre asta, pentru că e foarte important să se știe că acest eveniment este făcut de o instituție publică. Păi da, ajungem la discuția pe care o avem în fiecare an. Noi vorbim acum tot, vreau să sunt două zile. Vorbim tot. Știi că o să apară ca în fiecare an discuții legate de fonduri și de banii care sunt implicați. Da, eu n-am niciun fel de problemă. Eu totuși sunt un băiat care a demonstrat, deci sunt un dita mai bărbat, un dita mai director, un dita mai artist. Eu pot justifica orice de la un euro până la ultimul euro, pentru că sunt regele CCA mei și sunt dovedit, adică noi vorbim de la un nivel mediocru, da? La acum suntem, am dus Buzău în top 5 orașe, real vorbind, adică noi vorbim de niște festivaluri, de niște evenimente și de o calitate educațională și culturală care nu poate fi comparată cu, că vin oameni din jur, îi auzim ce se întâmplă cu școala din parc, cu Antante, cu BSM, cu felul în care arată și felul în care e acum Drăgaica, cu clubul de robotică, cu evenimentele din Vila Albatros, cu evenimentele de la Iazul Morilor. Noi știi că trebuie să vorbim și atunci vorbim de fonduri. Toate fondurile au fost cheltuite întotdeauna și sunt întotdeauna cheltuite cu cap. Iar eu în facultate am învățat următorul lucru, că am făcut management cultural, din fericire. Am avut un an de zile în care am avut un curs pe primul semestru, un curs pe al doilea semestru, în care am făcut efectiv management cultural. Am învățat cum sunt folosiți, pentru că noi suntem pe excepție, cultura e pe excepție. Cum sunt folosiți banii în interesul și în favoarea cetățenilor. Și atunci tu ai o investiție, să zicem BSM, costă 20 de lei. Și tu ai bilete și vinzi bilete de 15 bani. Tu împarți diferența și plus ce-ți vine la numărul de beneficiari și cât ai subvenționat, pentru că e o subvenție. Ca și la teatru, că mereu fac această comparație, că ce să faci ghinion de meserie ca meserie și că știu lucruri. Da? La teatru, actorii ăia sunt plătiți cu X bani. Încasările sunt mult, mult inferioare. Diferența e subvenționată. Așa este și BZM-ul. Fix asta e. BZM nu și-a propus niciodată să facă profit, pentru că nu poate să facă profit, pentru că nu ar avea cum să facă profit în momentul de față. BZM-ul și-a propus și eu mi-am propus prin BZM să pot să adun oamenii aia care nu se simțeau reprezentați în oraș. Oamenii aia care voiau un eveniment ca afară. Eu dau un scris aici și invit toți oamenii să observe. Este un eveniment foarte proaspăt, foarte fresh și extrem de european. Arată minunat și cu un line-up senzațional și cu niște oameni în toate zonele fabuloși. Asta am făcut. Și bugetele sunt în consecință. Nu trebuie niciodată să ieși din piață. Adică eu am negociat totul cât am putut de sânge. Trebuie să ne oprim o secundă. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamna. Bună seara, invitații. Vă rog. Am o rugăminte la... din cazul dumneavoastră, totul vă vorbim de aici în discuții. Știi ceva, eu n-am mai văzut niciun spectacol de 3
4 ani pe platoul Dacia. N-am mai văzut un program al Dacia. Vă explic imediat, vă explic imediat. La tineretului nu s-a făcut nici acoperișul ăla sau ce zicea că face un diploma. Da, vă răspunde imediat invitatul meu. Vă mulțumim pentru intervenție. Să le luăm pe rând. Acoperișul de la tineretului a fost scos la licitație, nu s-a prezentat nimeni. Noi am avut toată bunăvoința, am făcut toate lucrurile. El a fost scos, nu s-a prezentat nimeni. Așa cum prevede legea. Așa cum prevede legea, am fost blocați din acest punct de vedere. Adică finanțarea era asigurată, lucrurile erau făcute, noi am încercat. Ceea ce se întâmplă cu platoul Dacia este o poveste minunată. Platoul Dacia a fost reabilitat pe fonduri europene, noi nu avem voie să batem un cui acolo, noi nu avem voie să facem nimic acolo la nivel de ridicat de scene, de orice ar putea să depășească. A fost Gaudeamus, dar mai mult de atât nu se poate. Mai mult de atât nu se poate. Nu, evenimente de felul acesta în care pui niște lucruri fără... Tu gândește, Marc, dacă noi venim cu elemente, da? Nu putem să facem. Adică ne gândeam la un moment dat să facem Forța Zoo. Și ne gândeam pe bune să facem când era Vlăduț cu ei, am vorbit cu Vlăduț, am vorbit cu Mihai Morar, am ajuns într-un soi de discuție și era varianta, da, platou, clar, pentru că era minunat să ai Palatul Comunal în spate, dar nu putem, că e pe fonduri europene și trebuie să protejăm 5 ani de zile. Și nu știu dacă mai era o întrebare, nu mai știu. Iar în tineretului, despre noi ce am făcut, da. Ce am putut să facem în tineretului, ce putem să facem, noi am avut și școala din parc în tineretului. A fost un avem spectacol de laser la un moment dat, nu? Școala din parc a fost, da? Da, da, da. Avem în continuare școala din parc și în parcul tineretului. Totodată am găzduit... Că s-a întâmplat nebunia aia, nu e vina noastră, pentru că noi am externalizat serviciile, dar au fost meciuri din campionatul european în amfiteatru. Da. Da, au fost penalizați cumva, Mircea, știi dacă au fost penalizați? Au fost penalizați, au luat amendă, adică. Da, păi nu se poate așa ceva. Da. Adică, adică cum? Ai văzut câți oameni dornici de a vedea meciul au fost în parc? Era că eram... Eu cred că nebuneam dacă eram acolo, eu cred că nebuneam, plecam și nu mai veneam niciodată în viața mea. Niciodată în viața mea, nu mai călcam acolo, nu mă mai atingeam. Și nu mai atingeam și oricând m-ai fi chemat să văd un meci în amfiteatru, eu n-aș mai fi venit. Păi așa se va întâmpla cu cei care au fost păcăriți. Clar, dar eu promit că dacă vreodată în viața asta se va mai întâmpla și eu să fiu, așa ceva nu va mai exista niciodată pe planeta Pământ. Niciodată, dacă eu o să mai am asta în mână, niciodată. Îți dai seama că am înnebunit și am luat foc. Tu îți dai seama că n-am văzut aia cu streaming piratat? Dar domnul primar ce a făcut? Zis? Tot la dar nici vreau să-mi imaginez. Dar tu îți dai seama... Îmi dau seama, aia ca picat, că s-a picat, care n-a nicio treabă cu internetul, aia n-am o treabă, că se poate întâmpla să pice curentul, s-a întâmplat mie la BZM2, dar am plâns prin vilă pe acolo, eram dispus. Dar nu, era vorba despre un site aproape aici... pirat și despre lipsă de probe tehnice. Când am zis clar, voi ajungeți acolo jumătate de oră, că așa fac eu, așa îmi fac eu viața. Ale, dar și indicații. Tot timpul fac asta. Da, oricum, să sperăm că nu se mai întâmplă. Au fost foarte supărați cei care au pierdut meciul. Pentru că n-au putut vedea prima repriză. A fost supărarea mare, mai ales că s-a jucat în plibus fer de oră ceva. Adică interesul acolo... unde a fost pentru noi să zicem, bă, că se poate... S-a pierdut și noi râdem acum, îmi cer iertare, nu-i vina mea, îmi cer iertare, chiar nu-i vina mea. Asta, dacă și asta ar mai fi vina mea. Da, e nu e vina ta, dar voiam să primarul de vină. Dacă tot ai adus vorba. Nu e vina primarului, nu e, că nu poate săracul. Cum sunt lucruri de astea, de pe cuvântul meu, nu m-aș fi gândit niciodată. Important e că i-ați tras cumva de mânecă le-ați explicat ce au făcut, că poate nu și-au dat seama. Da. Revenim la BZM, că vorbim despre lucruri frumoase și știu că oamenii de-abia așteaptă să înceapă festivalul joi. Vor fi 4 zile pline și pentru cei care s-au speriat sau se tem de caniculă, spuneai că ați luat toate măsurile, veți avea și ventilatoare cu apă astfel încât să fie respirabil. Da, să fie respirabil. Da. Da, asta e cea mai mare frică. Real vorbim, adică mă uit în vânzări și să mă gândesc că vin oameni doar de la 7-8, ar fi foarte trist, pentru că e o investiție pe care am făcut-o tocmai ca să construim această lume. Poate că dacă am mutat perioada, nu știu, trebuie gândit cumva să nu mai prindem fix zilele astea, dar asta e o zonă superbă pentru vacanță, am și gândit-o așa. Anul ăsta vin oameni, mi-au scris, care au venit anul trecut în vizită, pe cuvântul meu de onoare, un tip din Buzău și o doamnă din Iași, care stau aproape de mama, în Puglia. În Italia. Da. Și au venit anul trecut să viziteze Vila Albatros, el copilărise acolo și nu mai știa de când era ruină.
Și am vorbit și ne-am împrietenit și când am fost la canal de Roventura mi-a scris și acum mi-a zis venim la BZM4. Cum mă simt eu când știu că oamenii ăia pe bune și au concediu să vină, că asta e perioada lor de concedii. Da. Și ei preferă, din superbitatea aia din paradisul ăla, să vină la BZM4. Asta mi se pare asta mi se pare de fapt succesul. Adică vorbim de cum echivalezi. Știi? Și asta e o mare bucurie. Am ridicat capul, știi de ce? Că da. Mă emoționez în situații de astea, pentru că se întâmplă niște energii. Cât ar încerca energiile negative să vină, când tu ești întotdeauna deschis, că știi că eu toată viața mea am fost deschis și curat și să fac, nu mă interesează de nimic altceva, trebuie să creștem, trebuie să evoluăm, trebuie să arătăm că putem, pentru că pământul ăsta buzoian e plin de talent, mustește de talent și mustește de oameni faini și mustește de oameni care poate unii dintre ei s-au ascuns pentru că nu s-au regăsit și pe care acum îi scoatem din casă. Și ne vedem. Sunt oameni cu care mă văd odată pe an la BSM. Tu poți să-ți dai seama că vin oameni și ne vedem din an în an. Și deja s-a creat o tradiție. Cred că de-abia aștept revederea cu acești oameni. Dar spuneam mai devreme despre artiști. E adevărat că vorbeam acum 2-3 luni despre dorința de a aduce artiști din afară. Dar sunt foarte mulți oameni care vin pentru concertele pe care ai reușit să le aduci la acest festival. Oricum. Adică ne vorbim de un line-up senzațional oricum. Să nu uităm că totuși biletul a fost acces pe 4 zile, abonament acces general în Super Early Bird, 50 de lei. 50 de lei în momentul în care oamenii nu știau cine cântă, dar și-au cumpărat abonamente pentru că știau că va fi bine oricum. Niște discuții atunci, eram niște discuții pe care eu m-am bazat ca orice naiv nebun care crede că fantezia lui creatoare poate să se nască când discuți cu artiști de afară și controlul nu e la tine. Pentru că aici la mine e simplu, nu există om în România la care să nu pot să ajung. Adică nu există. Și eu să nu mă pot înțelege cu omul respectiv, dar cu omul respectiv e de calitate. Pentru că adică suntem fix ceea ce am de rege, știi, umăr la umăr, ceea ce e ușor. Dacă intervin afară manageri, impresari, aici te vorbești cu nu știu cine, care te vorbesc cu nu știu ce, ăștia cu nu știu cine sunt trei, ăla unul își cere bani ca să la, zici, bă, nu poți. Dar să ai încercat, bani. E clar, dacă... Nu, dar nu vorbim de mail-uri, de corespondențe, de tot. Dar la un moment dat, când, și pot să dau nume acum, când discutam cu Tom Odell, și când a cerut avion privat în Finlanda, am zis că îmi dau ăștia foc. Stai seara, că închidem parcul și deja sunt unii care mustesc, închidem două treimi din parc. Dar dacă eu plăteam, eu nebunul de mine, ziceam, da, vreau să-l aduc pe Tom Odell și să plătesc avion privat de 25.000 de euro. Stai seara că mă aruncau afară din oraș pe bune. Din țară, nu din oraș. Dar aveai unde să mergi, nu era problemă. Aveam unde să merg, e adevărat. Și după aia a mai fost o discuție cu Damien Rice. Discuția a plecat de la 50.000 de euro, că pot să dau și sume, și am ajuns la un moment dat la 90.000 de euro. Păi din ce motiv? Da. Apar tot felul de... Alți artiști cu care ai discutat? Au fost. Mai dă-mi un nume. Nu mai îmi spui? Tangana, cu Tangana am discutat. Tangana, care inițial, da, și după aia plecau în Mexic, și a plecat în Mexic. Adică au fost o grămadă și am discutat și cu... Am discutat, nu mai vreau să mai intru. E mai bine când discuți cu românii, nu? Adică, na. Da, nu, și am zis, băi, ok, deci am înțeles cum funcționează. În primul și primul am învățat eu cum funcționează. Că am zis că, băi, la fel ca la noi, nu. Deci nu, n-are nicio legătură, niciuna. Pentru că tu afli că e prețul ăla la care se adaugă accommodation, bodyguards, mama, tata, mama lui tata, tot neamul, toate alea, deci nu, pisica, efectiv, da. tot. Și zici, bă, stai puțin, eu plec și te caut eu când o să fiu pregătit să fac toate lucrurile astea. Și pariu e BZM4 care sper să reușească, pentru că deja am întins toate antenele la foarte mulți oameni potenți și branduri potente, ca la anul să vină și să ne ajute și să pot să aduc un artist, doi artiști internaționali, cu avion privat pe bani privați. Pe bani privați, da. Dar merită oare? Adică... Eu cred că da. Adică aș face... Asta e lumea. Magda, știi că noi o privim aici, dar eu vreau să-l văd pe Tom, adică eu vreau să văd pe Damien Rice. De ce am vrut Damien Rice? În primul și primul rând că e un artist fabulos și a fost o singură dată la operă în România. Atât. Dacă ar fi venit Damien Rice la Buzău, îți garantez că se paraliza gara. Dar nu mai era loc pentru buzoieni în public, da. De ce nu? Ba da, era loc. Dar știi? În sensul care hai să arătăm, hai să ne dezvoltăm, hai să fim.
hai să construim această poveste frumoasă cu artiști minunați, dar doar că eu mi-am luat experiențe, că înveți, și am fost pregătit să învăț. Nu mă așteptam să fie atât de dur. Aveam întotdeauna, pentru că îmi luasem backup-ul și am zis întotdeauna Republica Moldova, orice mi-ar zice oricine, internațional. Ei sunt frații noștri, dar e internațional. Da. Și avem din Republica Moldova Irina Rimes, Alternosfera, Satoshi, Delta pe obraz. Și sunt top din Republica Moldova. N-am adus Satoshi rupe. Eu când m-am gândit la Satoshi, era la început. Acum Satoshi a avut sold out. Adică și i-am adus tot așa, să vedem cum e diferitul lor. Pentru că sunt altfel decât noi. Deși sunt frații noștri. Dar oricum au mare succes talentați. În România. Toți muzicienii din Republica foarte Moldova. Foarte talentați. Da. Foarte, foarte talentați. Da. E din suflet, e de acolo, e din ce trebuie, e din refulare, Satoshi, e din neputința de a mai locui în țara aia pe care el o vede într-un fel. Și dacă ascult Satoshi, piesele lui Satoshi, nu ce a ieșit pentru Main, o să descopere acolo un artist fabulos. Sau Kila. O să zic că unii, acum la un festival de alternativ. Păi Kila e un artist alternativ. E un artist. Acolo sunt frământări de viață, de zi cu zi, de viață, de moarte. Adică ce se întâmplă în... Ce ar trebui să se întâmple în artă? Că stilul e ăla. Este, ori îți place, ori nu îți place. Eu niciodată nu m-am blocat doar într-un stil. Asta înseamnă să fii mic. Trebuie să gândești, dar astfel încât toți artiștii și toată construcția artistică, de aia sunt și director artistic. Și de aia poate unii oameni ar trebui să înțeleagă de ce apar pe afișe. Numele directorului artistic, de ce apare pe afiș? Pentru că el construiește și el e un artist, la fel ca artiștii care sunt în festival. Știi? Și noi trebuie să construim. Ziua de joi, cum arată? Alex Ștefănescu, Țapinarii fără zahăr. E într-un fel, dacă te... Artiștii toți sunt cumva în aceea zonă, diferit în aceea zonă. Cu ce mergem mai departe? Cu Delta pe obraz, cu Satoshi, Chilafonic, Irina Rimes. Lucruri care se combine și se întrepătrund într-o variație de mega artiști. După aia mergem vineri. Pardon, asta e joi. După aia mergem vineri. Mergem la Foișor. Avem o surpriză BZM. Nu știu dacă o facem sau nu. Eu pot să o anunț. E o dorința mea nebună. E un pariu al meu nebun. Ca tot, de altfel. Vreau să jucăm Fiecare lucru e minunat pe pajiștia de la Foișor. Trebuie să reușiți. Am mai eu stres să văd dacă tehnic pot să fac asta și dacă reușesc să fac. Am stat cu Denis, am vorbit, Denis e la mine de două zile. Vineri, la ce oră? Vineri, cam pe la 4 ar trebui să începem. Și e diferit, dar e fix, încercăm, am zis, nu trebuie să adaptăm conceptul la fix pe bune ce suntem noi, Denis, și ce am făcut noi. Să vorbim oamenilor real de această poveste, acestui om care trece prin asta, da? Ne folosim doar de sunet pentru că nu avem nevoie de lumini. Am ieșit din convenția de suntem într-un spațiu care e un teatru, ieșim în pajiște și le povestim oamenilor lucrurile astea. Și acum încercăm tehnic să vedem dacă putem să reușim și m-aș bucura foarte tare. Și asta... eu m-aș bucura foarte mult. Știu că de fiecare dată s-a jucat cu casa închisă această piesă. Trebuie să ne oprim puțin, dar continuăm cu programul și cu toate surprizele pregătite. Perfect. În a doua parte a emisiunii. Revenim imediat. Continuă emisiunea de Ale Buzoianului împreună cu Mircea Anghel, director al Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Vorbim despre BZM, mult așteptat că spuneam și în pauză că toată lumea vorbește despre BZM Fest ediția 4-a, cu toate nebuniile pe care tu le-ai pregătit și pentru copii și pentru cei mai mari. Sunt așa de la plimbările cu barca premieră în Marghiloman până la piesa de teatru pe care ai... Încerc. N-am regizat-o. Despre care ai vorbit în prima parte, da. Se joacă la teatru la Cornac, dar... A rămas cu programul vineri, scuză-mă că te întrerup, dar aș vrea să vorbim despre de toate. ZM, apoi Andra Andriuca, o voce de la ea și, Doamne Iisuse, abia aștept să o văd. E prima oară când o văd live. Andra Andriuca e unul dintre artiștii aia minunați care ne-au dat mail, pentru că noi ne uităm pe mail-uri la unele zicem da, la unele zicem nu, că e firesc să fie așa și Andra a trimis un mail și am descoperit-o și am căutat-o și am văzut-o și am zis că e minunată și e deja, a început să intre în festivaluri și mă bucur că am reușit să o aducem și noi, Cristina Lupu care nu mai are nevoie de nicio prezentare, tot din peste Prut și apoi începem la mainstream și cu Paul Tihan, iubitul Andrei Andruca și el superb, tot din Iași, da? Apoi cu Hands, nebunia de Hands, de manifest de revoltă, de, o să zic, directorul a adus Hands, care protestă, da, e artă,
în continuare sport. După care Ramona Nicolae e pariul meu de la BZM4. E o actriță senzațională, câștigătoare de premiul Uniter, care vine cu o piesă, compoziție proprie, să rupă. După Hands, care așa, Ramona o să rupă. Coma, ce să zice despre Coma, că era și pe data la puzut o grămadă de timp și, păi exact, și mesaje. Da. Și, da. Și Alternosfera din nou, pentru că ce e bine într-un an, repeți pentru că vrei să mai mănânci o dată. E ca înghețata aia de o mănânci și te duci în congelator și zici mai mănânc una, asta e împăcătuit, dar aia e. Vorbim de Alternosfera care a întrecut pe mine, eu așa ceva eu n-am văzut. Eu n-am văzut perfecțiune. Perfecțiune, Magda. De la tot. Că m-am întâlnit cu ele când au venit să descarce, să monteze, că eu mă uit la tot, îmi place la tot, nu să stau în birou, eu nu stau în birou. Stau la bucătărie când mai mănânc, mai ciugulesc și afară, pe peste tot, să văd ce se întâmplă. Și a fost top. Apoi, sâmbătă, ne mutăm cu jazz. Și duminică avem la Foișor și avem sâmbătă, dacă nu mă înșel, nu vreau să zic prostii. Deschidem cu Amfitrio de la 2, după aia continuăm cu, nici nu mai știu, cu Soul Serenade, Ana Maria Roșu și Nadia Trochim cu Mircea Tiberian, parcă, dacă nu invers, nu mai știu, sâmbătă cu duminică. Iar apoi la oamenii programul și pe pagina de Facebook, da, peste tot, și Facebook, da. Și Instagram, și în oraș, peste tot. Așa, apoi la Mainstage mergem cu, deschidem cu The Groovy Bastards, sunt niște copii tare fain. Apoi Bătălia Pavel Orchestra și ce mai avem, doamne, Robin and the Backstabbers închide și mai avem Paulina între Madalina Pavel și a doua pe scenă, pentru că a fost nebunie la BZM2 când a venit. Și pentru că manierele alea reinterpretate de Paulina sunt într-un mare fel și oricât de mult am zice că nu, ba da, câteodată da, în stilul ăla, în stilul ăla de scompus, doar în stilul ăla, în stilul ăla, nu? În care e nu, în stilul Coldplay, Mircea, nu vedem așa ceva la BZM, nu, da? Nu. Adică e asigur pe vedem, oameni dar, că nu mai urmă, surprize. Eu nu sunt așa, eu am o altă părere cumva, eu sunt, e complicat pentru că eu înțeleg ce a făcut Coldplay. Ce au făcut organizatorii până la urmă, nu? Înțeleg perfect. Dar înțelegi pe oamenii așa? Care au plătit un bilet să meargă la și nu e așa până la urmă? Adică real vorbind. Da, nici Coldplay nu sunt departe, așa e. Acum a revenit la BZM. Spune. Așa, și duminică termină cu Cargo la lună Emil. Emil Cargo, de când n-a mai fost Cargo în Buzău. De mult tare, da. Și așa am acoperit toate vârstele. Tot, da? Am acoperit tot. Irina Rimes pentru Puști, Chila pentru Puști, Satoshi pentru Puști, Cargo pentru noi, e generația noastră, da, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Coma, deci avem Alternosfera pentru toată lumea, avem pentru toată lumea. Oamenii pot veni, asta vorbim de main stage, dar festivalul e mult mai mult de atât, am vorbit în prima parte și na. Și mai sunt multe pe care încă nu ni le-ai spus, nu ni le-ai dezvăluit. O să le descoperiți acolo, e într-adevăr o lume, o să fie o lume de bun gust, e în proces acum, se ridică, se construiește toată lumea asta. Cred că sunt unii oameni care au abonamentul deja, dar se gândesc că le va fi greu să se împartă între toate aceste zone pe care ar vrea să le trăiască, să trăiască experiențele. Ce îi sfătuiești? E un traseu pe care ar putea să-l facă și mai avem în funcție parteneriat. De ore? Eu am uitat, Fundația Comunitară, Doamne Dumnezeu, de cum s-a uitat? Ce face Fundația Comunitară Fundația la BZM? Comunitară. A venit Fundația Comunitară la mine în birou, cele două doamne de la Fundația Comunitară, da? Da, au venit în birou. Au venit în birou cu Sorin Chiru de la Ercargit, care este sponsorul nostru și partenerul nostru și un om care ne iubește și pe care îl iubim pentru că e pe bune. Adică, pe bune, mediul de pe bune, e o chestie foarte tare. El fiind un fan de festival și a zis, bă, ce se întâmplă? Mircea, n-am cum să nu fiu. Și după ce a venit el în primul an și în al doilea an, au venit alți dealeri de mașini care au vrut să plătească, să intre în festival. Am zis, da, dar noi avem exclusivitate, cum e normal, cu Ercargidu. Da. Pentru că așa e firesc. Și au venit să vorbim de... Și la mine nu e, că să încep cu vorbe frumoase. La mine cu vorbe frumoase, la mine cu adevăr. Concret, zic, vreți să vă asociați cu cel mai tare brand de după Revoluție? Au început să râde și zic, da, ce vrem. Zic, vreți să veniți în Champions League? Da. Că evenimentul ăsta doar un privat ar fi putut să-l facă. Și zic, știu. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma, vor veni în Poiana de Carte și vor instala niște corturi, niște cuburi, niște chestii, vor sta, vor socializa pe parte de zi, pe parte de entertainment, pe parte de zi, de vorbim de proiecte, de ce am făcut, de cum facem, de stare de bine, de
lucruri de felul ăsta. Și ce oferă în schimb? Asistență, nu, căutăm să fim împreună, să construim împreună pentru comunitate, să ne implicăm împreună pentru comunitate, să vorbim de proiectele comunității, pentru că sunt multe lucruri. Sunt foarte mândru de echipa de robotică, de la HD, spre exemplu. Deci, toți suntem, da. Da, suntem, da. Eu am vrut să-i sponsorizez, ca să o zicem și pe asta. Știi că eu zic adevărul tot timpul. Eu eram și Oana zicea, vorbeam cu Oana. Zicea, bă, uite copiii ăștia și nu putem să facem nimic, că n-avem cum, că uite așa, și zic, eu pot. Eu iau de acolo, pentru că e proiectul meu, și iau de acolo și dau la copiii ăștia, asta pot să fac și așa. Doar că eu trebuie să respect legea. Și n-am putut să respect legea, pentru că era complicat. Eram dar până la urmă a reușit Consiliul Local, a reușit și Consiliul Județean. Da. Și eu am vrut, dar și eu am vrut, asta de, zic de... De tine, un director al Centrului Cultural și Educațional, dar tu sunt directorul Centrului Cultural și Educațional, nu? Da. Nu sunt altcineva și vreau să fac asta pentru cineva absolut minunat. Oamenii nu mă cunosc, eu zic că mă duc ca să iau. Eu zic că n-am putut tehnic vorbind de lege, că mă duc degeaba și îmi pare rău că n-am putut, dar îmi pare bine că știu că s-a rezolvat pe alte căi și m-am bucurat foarte tare și sunt. Uite, apropo de BSM și de ce mai sunt eu inspirat, eu sunt inspirat de povestea lui Dănu Solcan, spre exemplu, din Buzău. Și de ce face, de munca aia sisifică, de omul ăla senzațional. Cum ție la 4 ani să-ți plece copiii și tu să ai puterea să fii ridicat de la capăt, cu aceeași dragoste, cu aceeași pasiune, cu aceeași dorință de a adăuga lucruri? Mă trebuie să ieși tu de la capăt, Mircea. Absolut. Dar și, dar eu, după eu 4 tot ani, de la capăt. Mai e un pic. Îmi spuneai în pauză că pe 6 da. Septembrie e ultima zi la centru. Da, și vreau să plec pe 6 septembrie la 23.59. Așa faci? Da. Iar ai lacrimi în ochi. La 23.59 pleci. Dar cu unde pleci și de ce pleci, întreabă mulți dintre buzoieni, în condițiile în care ai oferit bucurie. Tot, deși o să ofer tot de fiecare dată, doar că eu am crescut foarte mult și am demonstrat tot ce am promis, dintotdeauna. Dar mai aveai de demonstrat. Dar, adică e o echipă în care putea să muncești în continuare. N-am nică și când mă mor, doamne ferește, eu sper să nu. Doar că eu ăsta sunt. Eu nu pot să fiu numărul 2. Toată dragostea din lume, poate să vină mama. Era mama în concediu de creștere copil și se întorcea după ce eu un an și 8 luni de zile ridicam la cer. O salutăm pe Florina. Absolut. Și e clar că să nu se înțeleagă altceva. Păi da, a fost director la centru, revine după concediu așa cum e normal să revină. Eu te întrebam de ce nu poți să rămâi în echipă. Pentru că nu poți să fii numărul 2. Am înțeles. Ce vei face după ce pleci pe 6 septembrie la ora 23.59? Nu știu, o să mă duc acasă, probabil o să mă duc, o să mă îmbăt. Nu știu. De supărare, nu? Nu, de supărare, nicio supărare. De nostalgie. Doamne Iisuse, nicio supărare, o mare bucurie. E o mare, că pleci? E o mare bucurie că am făcut lucrurile astea. Corect. Dar înțeleg că le vei face în continuare, Mircea. Adică pentru cei care vor BZM la nivelul ăsta și poate chiar mai bine că promiteai avion privat anul viitor, rămâi, nu? Să te ocupi de BZM și de alte evenimente mari, BZM, antante. Deci, ca să vorbim adevărat, BZM e creația mea de la minus infinit până la ce a ajuns astăzi, cu sprijinul, rând pe rând, a Oanei, fără de care nu s-ar fi putut întâmpla, Oana Matache, ea e parte în parte, eu vorbesc de un om care te sprijină la nivel de asta, de primărie. Și care de a făcut eforturi foarte mari, nu pe care nu le văd oamenii, astfel încât evenimentele astea. Eforturi foarte mari. Oana este supranaturală. Este Oana, domnul primar, fără de care pe cuvânt. Pentru că dacă nu era el să ai susținerea asta, continui și să te uiți în ochii lui și să știi că faci bine, pentru că oamenii vorbesc și el zice, am încredere, pentru că tu faci bine, da, a fost când s-a născut atunci la început. A fost Florina care a susținut în calitate de director al festivalului, dar asta nu înseamnă că avea vreo implicare în sensul artistică sau mai știu eu ce alte lucruri. Era tot făcut de mine. În BZM 1, o lună de zile, de luni până duminică, eram acolo, da? Și cu treabă. Evident că BZM-ul e parte din sufletul meu. Dacă va fi să se mai facă la anul, eu mi-aș dori foarte tare. Eu sunt director artistic al BZM și vreau să-l duc fix în cer, acolo unde mi-am dorit. Nu o să mă dau la o parte nici cum. Dar, în calitate de manager al Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, sau în calitate de om care să fie acolo numărul 2 sau numărul 3 sau numărul 5-lea, al 7-lea, asta nu mai pot face. Pentru că noi vorbim aici de viziuni de dezvoltare diferite, de lucruri diferite. Pe proiect, eu o să pot să muncesc, o să fac BZM-ul. Dar să stau, pentru că noi trebuie să ne gândim
că într-un an și 8 luni, 7 luni, cât am preluat mandatul, am revoluționat tot. Florina se uită, știe. Nu vorbim că ne... Vorbim de unul care asta e viața lui. Eu n-am familie, eu n-am copii. Sunteți diferiți, e clar, așa cum fiecare om are viziunea lui. Nu înseamnă că una e mai bună, alta e mai rea. Asta zic. Eu sunt non-stop pentru că mie mi-e frică să nu-mi ratez. Mie mi-e frică de ratare, foarte tare. Eu sunt cu Cehov, mi-e frică să nu ratez, să nu mă fi născut talent, să mor speranță. Știu că nu mai mor speranță, că am făcut suficient de multe lucruri încât am trecut de etapa asta. Dar mie mi-e frică și atunci eu, toată energia mea și tot ce fac eu cu viața mea este să citesc, să muncesc, să mă documentez și să construiesc și să fac lucrurile în felul meu. Nu pot altfel. Și ăsta este singurul motiv pentru care, nu pentru că pe Florina, ca amic, ca prieten, ca tot, este un om extraordinar și mă uit în cameră să știe, e un om senzațional, este chiar senzațional, este deșteaptă, e pregătită, dar suntem cu educații diferite, eu sunt regizor, ea nu. Adică eu văd lucrurile la nivelul meu practic, cât mai, ea le vede la un nivel teoretic. E adevărat, Mircea, că nu scrie în fișa postului că trebuie să fie un regizor la conducerea centrului, dar oamenii au avut noroc că ești tu acolo pentru că ai această viziune de regizor și ai adus alte evenimente în altă formă. Adică noi am făcut lucruri, dar acum eu am făcut și centrul, nu doar BSM-ul, înainte eram pe proiecte. Am făcut asta să funcționeze. La mine lucrurile funcționează într-un fel. Uite, zau doar un singur lucru, ca să înțelegi și ca să o fac publică. Cum sunt eu? La Florina trebuia să faci hârtie din aia că vrei să pleci acasă. Știi că Florina acasă. Nu e cu noi aici în studio, așa nu, că... Nu, dar zic... Poate veniți o dată amândoi dar, ca să ne răspundă și Florina. Nu, 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 dar vorbim prea mult despre un om care nu e în studio. Spune. Nu, da, atâta voia să zic. Atât voie să spui? Da. Nu, eu încercam să dau două lucruri de diferențe. Eu zic, băi, eu am nevoie de tine mâine seară, tu acum poți să pleci. E în sensul ăsta de diferit. Ești și mai, am nevoie să mă bazez pe oamenii ăștia. Eu sunt într-un fel, de-aia am zis că, repeta, nu știu cât am eu oară, să nu se înțeleagă iarăși. Suntem oameni diferiți, viziuni diferite, stiluri diferite. Eu aș munci non-stop. Asta e o boală, asta nu e sănătate, asta nu e bine. Eu nu am viață personală, eu nu am iubită, eu nu am logodnică, eu nu am nici măcar pe aproape. Dar uite, o să ai timp și pentru asta, Mircea, nu? Da? Eu nu, eu am doar munca mea și atât. Și pentru că am nevoie, în primul rând, de eu cu mine o pauză. Florina o să fie totdeauna, o să fiu în spatele ei, are nevoie de mine, are nevoie de consiliere, dar eu nu o să mai pot să fiu acolo zi de zi. Atâta tot. Adică... Ce faci până pe 6 septembrie? Că bănuiesc că nu este ultimul eveniment BSM Fest, nu o să pleci chiar așa. Ba da. E chiar ultimul eveniment? Chiar da. Da? Da. Cred că mai pregătești tu ceva. Teatrul Laconat, nu? Nimic? Nu. Adică Teatrul Laconat va continua sau nu? Asta nu știu. Dacă se va dori să continue, da, absolut. Dar te vei mai implica în acest proiect? Dacă mi se va cere asta, sigur că da. La nivel consultativ, repet. Am nevoie de pauză, am nevoie să mă încarc, am nevoie de timp cu mine, am nevoie de mine cu mine, pentru că 4 ani de zile au fost foarte grei. Și pentru că întotdeauna e bine să faci un pas în spate atunci când ești sus. Atunci când ești sus, tu trebuie să ai puterea. Niciodată să nu te legi, asta i-am învățat pe copiii, asta e credința mea. Că de-aia noi trăim în fals și lumea interpretează că eu n-am nimic cu Florina, o iubesc, Florina, să înțelegi. Doar că o să rămâne iarăși asta, că ne-am uitat la... Nu, vorbim de feluri de... Da. Și eu am nevoie de pauză, nu e de altceva, am nevoie de pauză eu cu mine. Ai început să spui că trebuie să pleci atunci când e sus? Când e sus și să ai ajuns acolo, nu trebuie să te legi, pentru că poți să ratezi, poți să clachezi, poți să-i razna, să pot întâmpla lucruri. Pentru că din supra-saturație ai ajuns să crezi că ești mai mult decât ești de fapt. Să nați demo dintre ăștia, nu e cazul. Lavă Domnului, știu că sunt nimeni pe pământ. Adică... Dar stai și faci un pas în spate, vezi ce ai făcut, pentru că a fost greu, Magda, au fost 4 ani plini. Nu vorbim acum de o lună, două, trei, patru, au fost 4 ani plini. Uite, dacă ești de acord spre finalul lunii august sau poate la început de septembrie, o să vreau venim. Să vii să vorbim despre... Nu, tu să vii. Să facem așa o retrospectivă a tuturor evenimentelor. Da? O să fie frumos, da. Dar nu e ca și când, repet, am nevoie de pauză. Atât.
Am promis că fac totul pentru orașul ăsta, am făcut tot ce am fost în stare și tot ce am putut. Am promis că sunt trup și suflet în primul și în primul rând alături de acel om senzațional care e, au trecut și alegerile, Constantin Toma, și să-i dea Dumnezeu sănătate, care are viziune pentru orașul ăsta și dragoste. Și are, am fost la o ședință cu el acum o săptămână și jumătate. Atâta forță și atâta dragoste și vorbea de niște lucruri pe care nu o să pot să le zic, că sunt din casă, de ce vrea să facă și de ce face, ce face și cum se va schimba în următorii 4 ani, dacă Doamne ajută, reușește Buzăul ăsta, încât am avut șansa asta, să fie el care a zis, bă, pe ăla, da, hai, fără nimic, hai, uite, și să funcționăm și cu oameni, și cu toți oamenii. Casă, cu toate că n-ai stat cu capul plecat. Niciodată, da. Și n-ai ascultat când ți s-a spus, ajută-l și tu pe omul ăsta. Nu stau cu capul plecat. N-ai ajutat dacă nu ți s-a părut că e ok, nu? Eu ajut doar dacă omul ăla merită să fie ajutat. Pentru că dacă eu ajut un om care pe mine mă bagă după aia la belele, eu am înnebunit. Dacă tu vii și zici, bă, ia-l pe ăla, vorbim. Eu stau de vorbă cu el. Dacă nu corespunde așteptărilor mele și lucrurile pe care eu îmi doresc de la un om pentru un anumit, nu se întâmplă. Să nu se înțeleagă altceva, că nu vorbim de trafic de influență. Vorbeam despre pur și simplu despre oameni care... artiști din Buzău care credeau că li se cuvine mai mult decât... Dar a fost foarte fair totul. Foarte transparent. Nu există. Jur, pe cuvânt. Știi, a fost o călătorie superbă. Vorbeam cu Ana, a fost o călătorie superbă, cu tot, deci cu vâltorul, cu alea, cu alea, cu tot, cu tot, cu plânsete, cu bocete, cu lacrimi, ai mai cu curii, și plâns între timp. Da. Dar ai râs mult, cred, alături de colegii de la Marghiloman. Colegii aia, eu iubesc echipa aia de mor, aproape pe toată, sunt două excepții și nu o să le spun pentru că ei știu care sunt, dar în rest, Doamne Iisuse, Alexandra e top class mondial. Sami a venit de la un băiat care, el născut, crescut în București, actor, absolvent de artă, actor în ATC, master în ATC, director de producție, face o treabă senzațională, s-a disciplinat, s-a tot. Lampă, George Leu, administratorul centrului, care e perfecționist până în măduva oaselor, aseară la ora 1 era acolo, cu Gabriel Carbit, care mi-a făcut lumina pe vilă, mi-a rezolvat toate lucrurile, pentru că este un electrician absolut senzațional. Pe Vila Albatros, da? Pe Vila Albatros, scuze, pe Vila Albatros. Pe Vila Albatros. Și acum arată bine, toți popii aia merg în sfârșit, că nu mai era să găsi, în fine. Și am făcut să meargă, nu mă interesează care au fost probleme, trebuie să facem să funcționeze. Mă gândesc la Iulia, care a preluat o treabă foarte grea, tot ce înseamnă parte de benere, de meșuri, de cărți poștale, de brățări, de tot, de vorbește, de negociază, de ia oferte, de făle, tot, e tanca, seara la ora 10 și jumătate, căra benere dintr-o parte într-alta și se uita la mincea, boss, pe mine noaptea să mă chem la muncă, nu dimineața, era superbă, așa, Mihai care a făcut un site senzațional, Ciprian care face tururile vilei într-un mod fantastic. Oana Paraipan care s-a ocupat de toate celelalte lucruri și ca aia din parc a fost la infoturism, deși nu-i place. Detestă visceral să fie la infoturism. Și a zis, Oana, ajută-mă acum, n-avem organigramă, încă nu se poți scoate postul la concurs, e complicat. Toată această echipă fabuloasă, Cristina care este prințesa vilei Albatros și care are grijă să fie impecabilă zi de zi, Vișa care e săracul, are gută și trebuie să mute în fiecare, să care, să facă lucruri dintre astea fizice. Este o persoană pe care o iubesc din toată puterea mea de a iubi și pe toți, pentru că mă uit la ei cât de mult s-au schimbat și cum stăm la masă și cum ne spune lucruri și urlăm și se întâmplă lucruri ca în viață. Că eu asta am învățat de la proful meu. E ca în viață. Nu poți să minți. Cum te ascunzi, nimeni nu mai e cu tine. Aseară, tu stai seama că eu aseară, la ora 12 și ceva noapte, erau angajați de-ai mei acolo care munceau. Tu stai seama, oameni care stăteau pentru... Eu am venit și era vila impecabil, cam fiecare zi. Și toate aranjate și puse. Nici măcar n-a trebuit să mai spun eu că masa aia trebuie mutată, că știu deja. Că au căpătat experiență. Și pentru că le place și lor și pentru că ei știu că ei construiesc festivalul. Deci nu e altfel. Ei sunt oamenii din spate. Echipa Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman este o echipă pe care eu mă bazez în orice condiții, aproape pe toată. Sunt două excepții, dar care vor dispărea în curând. Și Florina e de acord că e vorbită treaba. Dar echipa asta a crescut în 4 ani, când noi vorbim de 4 ani, când am venit și au venit piese. Unele au venit după ce Flori a intrat în concediu și le-am preluat și le-am construit. Și acum e top. Echipa e top. Am făcut dintr-un trabant, am făcut Mercedes.
cadou Buzăului. Toți, nu eu, toți am făcut asta. Pentru că eu n-aș fi reușit niciodată să fac asta dacă Florina n-ar fi venit cu val de schimbare, cu gândul de hai să modificăm. N-aș fi făcut niciodată asta dacă Oana n-ar fi susținut toate nebunile și toate proiectele. Deci noi am fost toți într-asta, în jocul ăsta superb, că îmi place să-i spun joc. Da? Jocul de-a directoratul. Tu ai fost regizor, nu? Și eu am fost regizor, consilier, psiholog. Dacă îți povestesc, Magda, câte am fost și cum am fost și tot timpul am încercat să echilibrez și tot timpul am luat decizii, pentru că proful mi-a zis un regizor mare ia decizii care unele poate sunt și împotriva vieții lui. Și am luat decizii care unele au fost, două dintre ele, aproape la limită. Adică a fost at the edge, am zis, nu mă interesează, nu mă joc. Ori. Pentru că a fost tot timpul pentru dezvoltarea Buzăului, culturală și educațională. Și asta doar datorită lui Constantin Toma, care a avut viziunea asta. Punct! Știi că suntem pe căprării. Nu se întâmpla niciodată. Și asta pentru că el avea un spectacol la care Andrei Cojeanu, care termină facultatea și închei, le spunea atât lui cât și domnului Neagu, bă, nu faceți nimic pentru cultura din țara asta. Era regia mea. În spectacolul Back to Merry Christmas, primul, copiii mei de la Rata Artă. Și când a văzut, om inteligent. Afară, băi, e senzațional ce faci copii. Eu n-am crezut așa ceva. Și de acolo s-a născut relația noastră. Și am înțeles că eu sunt un om, poate revoltat, poate împotriva sistemului, poate în felul ăsta al meu. Dacă e vorba de meseria mea și de ce avem de făcut, ori sunt campion, asta îmi zicea Sami, că bă, tu nu ai cum să ai o relație, că vorbeam de viață. Pentru că tot timpul tu vorbești de Champions League. Tu tot timpul trebuie să fii în top. La tine nu e altceva. Dacă ești, tot timpul pui ceva în plus, tot timpul trebuie să fii un top. Pentru că artiștii așa sunt. Tot timpul caută adevăr, niciodată nu o să fie mulțumiți. Eu nu sunt mulțumit niciodată de ce am făcut, real. Tot de-aia fac mai mare, mai mult. Că tot timpul cauți și niciodată când ajungi, zici, da, trebuie, da, iar o iei de la capăt. Și iar o iei de la capăt. Și iar cauți. Ca să vină oameni, ca să înțeleagă, ca să fie, cam conceptul, parte din conceptul din ediție de anul acesta de la BZM, este o ediție de povestiri nepoților. E pe bune și sunt elemente pe bune de povestiri nepoților. Nu doar vorbe că sună frumos. Cum adică de povestiri nepoților? Păi este singurul festival în care tu ai atâtea zone diverse, faine, umane. Nu cu branduit, nu. Adică ăla o lărește pe bune acolo. Tu două ore mai târziu te duci așa de la foișor, două ore mai târziu te duci la mainstage, te duci te dai cu barca. Adică totul e de experiență, de 4 zile de un experience. Pe care îl faci, o experiență pe care îți aduce aminte. Eu mi-aduc aminte primul festival la care am fost, Vaducil Fest, e în august, la Buzău. Eu n-am să-l niciodată, a fost foarte mișto și recomand oamenilor. Acum nu știu cine să mai ocupe de festival, eu sunt la mamă în perioada aia, dar n-am mai putut să merg, dar foarte mișto era. Și am zis, bă, vreau și eu să fac asta. O să mai vorbim despre tot ce s-a întâmplat în anii ăștia, Mircea, ți-am spus, ne revedem și în august, dar... pentru cei care, așa într-un minut foarte scurt, pentru cei care încă nu și-au cumpărat abonamente sau bilete, se vor vinde bilete acolo, da, că am văzut că e bilet de acces general. Ce înseamnă acces general, ce înseamnă fanzon sau acces general, între preț? Acces general pe zi, biletul este 50 de lei și poți să intri oriunde în festival, fără niciun fel de problemă. La orice oră, la orice de dimineață, iar da? Fanzonul la fel, doar că seara la mainstage ești fix în față, ești fix unde e suflarea importantă și mai ai tu o grădină separată, plină cu hamace, cu pufuri, cu luminițe, cu un bar propriu, ca să nu te duci și să te aglomerezi cu ceilalți și acolo locurile sunt limitate. Deci fanzone a fost limitat. Vreau să fie zona relaxată, zona premium. Am pregătit și câteva întâlniri cu niște artiști. O să afle oamenii atunci. Nu vreau să dedicase deocamdată. Vreau să fie surpriză. Pentru că vreau să bucure pe bune. Nu se așteaptă nimeni. Eu zic, bă, dar ce se întâmplă? Și am vrut să păstrez asta. Și avem aproape de maxim, de capacitatea maximă în fanzone. Și sunt foarte fericit pentru asta. Ce să le zic? Poate să vin acolo, se poate plăti cash la intrare cu cardul doar de pe iabile.ro, pentru că, din păcate, nu mi-au venit POS-urile. Acum e foarte aglomerat și... Na. O să fie plin, sunt sigură de asta. Eu o să mulțumesc că, așa cum faci de fiecare dată, ți-ai deschis sufletul, ne-ai spus adevărul pe care tu adevărul, îl simți și pe care îl gândești și o să fie bine. Nu văd de ce n-ar fi bine. Doamne ajută să ne bucurăm de ce se întâmplă, să fie cu pace, că e important, să fie cu dragoste, să fie cu iertare, să fie cu înțelegere, să fie cu înțelegerea unui artist nebun,
care face asta pentru că altceva nu știe. Orice vei alege să faci și după 6 septembrie te aștept aici să ne povestești. Ne vedem. Îți mulțumesc tare mult, Mircea. Și eu, Magda. Spor la treabă. Să rămână, să rămână. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună, la revedere.